Ce nebunie să vorbești despre sfințire ca fiind un efort în esență uman, o strofocare umană. Dacă ar fi sfințirea un efort uman, un rezultat al eforturilor mele, eu bajocorir din partea. Hai că-ți dau puterea mea ca să fii sfânt. Nu mersi, poți să fiu sfânt și fără puterea ta. Și să predică de atâtea ori sfințirea ca un rezultat al lucrării omului. Ca un rezultat al strofocărilor, al eforturilor omului. Și omul se uită în spate și se spune, da, asta, Asta viața de sfințire. Uite, am făcut asta, n-am făcut asta. Doamne, ce părere ai despre mine? Pentru că omul a experimentat puterea lui Dumnezeu. Dar Pavel arată că, Petru arată că Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Viața de sfințire este un rezultat direct al puterii lui Dumnezeu. De asta nu ne putem lăuda cu ea. Că este un rezultat direct al puterii lui Dumnezeu care lucrează în noi.